Bine v-am pregăsit, de spectatori la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Ne aflăm la o zi distanță de ajunul Crăciunului, așa că în această seară nu puteam discuta despre altceva decât despre tradiții, obiceiuri și colinde. Pentru toate acestea am invitat în platoul nostru pe domnul Răzvan Roșu, etnolog și antropolog de potrivă. Bine ați venit la noi în platou, bine ați revenit mai bine zis. Bine v-am regăsit, mă bucur mult să vă revăd. Da, înainte să începem discuția așa se cuvine, spunem noi, să lăsăm pe Răzvan să vă colinde. Haideți să-l ascultăm. Domne, ne-a Florile de-albe uși și Domne, mesă Florile de-albe cu lumini, Domne, aprânsă, Florile de-albe da de la masă ce ne Florile de-albe, corn corni masă. Florile d'albe ședie Petru cu Sim Petru Florile d'albe A doile corni masă Florile d'albe ședie gazda jopăneasă Florile d'albe A triile corni masă Florile d'albe Șege domnul Dumnezeu Florile dalbe apatrile a patrile corni masă, Florile d ședei nu iunul, sântii nu. Florile dalbe albe nănașul Dumnezeu, Florile dalbe albe bună gazdă jupâneasă, Florile dalbe albe vinde-mi Ori mi-l vinde, ori mi-l Florile d'albe fim domni iertătoriu, Florile d'albe n-avem păhari vânzătoriu, Florile d'albe că-mi ni da de la nanașu, Florile d'albe să cinstim oamenii mariu, Florile dalbe, albe oameni mari ca voi, Florile dalbe albe să tinem cu sanatate, Florile de-albe și la gazdă și la masă, Florile de-albe, să plătiți corinda noastră, Florile de-albe cu colaci și bănișoriu, Glorile dalbe că sunt străini, ficioriu. Da, este un colind uh, pe care cu siguranță l-ați apreciat la adevărata lui valoare, chiar dacă nu face parte din uh, categoria celor colinde pe care le auzim uh, în fiecare zi la radio, uh, TV uh, sau pe unde ne mai plimbăm noi uh, cu cumpărăturile sau așa mai departe în, aceste, uh, în această perioadă. Uh, noi, astăzi, cam asta facem. Auzim foarte des colinde, nu de ale noastre, colinde de ale altora. Și de aici aș vrea să începem, pentru că aș vrea să înțeleg, din punctul dumneavoastră de vedere, în calitate de etnolog, antropolog, cum vedeți lucrurile, cum vedeți colindul astăzi în România secolului 21. Da, în legătură cu așa zisele americanisme, așa le numim, e un clar fenomen de aculturație, adică niște forme fără fond. Vrem să luăm ceva dintr-o cultură străină pe care nu înțelegem de plin. Deci le adaptăm oarecum la cultura noastră, dar nu se potrivesc, nu înțelegem pe deplin fenomenul. Bineînțeles, Crăciunul în America avea sau poate mai are un anumit sens. Vedem, suntem obișnuiți și cu filmele ale americane din anii 80, se adună familia familia asta de tip protestant, cu obiceiurile lor, bineînțeles, acolo merg jingle bells-urile și altele, numai că noi le importăm aici și nu le înțelegem pe deplin. Un lucru pe care uh, nu l înțeleg eu personal și poate sunt mulți alții ca mine. Uh, e clar că colindele pe care le auzim astăzi, să le fredonăm astăzi, uh, nu sunt uh, nici de ieri, nici de astăzi. Deci uh, cum anume ceea ce a lor vechi E luat de noi ca nou bun, și al nostru vechi nu e bun. Da, e o întrebare bună. Păi până la urmă ține de felul nostru de a fi. Dacă observați în România, după 90, după ce au avut loc schimbările astea mari, când ne-am lovit cu civilizația de tip occidental puternic, S-a întâmplat un fenomen interesant. Tot ce era tradițional a început să fie considerat a fi arhaic, sărac, tot ce făceau bătrânii, asta însemna. Deci noi am repudiat tot fondul ăsta nostru a vechi, vechi în ideea că are de-a face cu sărăcia, că e înapoiat, așa se spune cel mai adesea pe teren. Sunt niște lucruri înapoiate. Și atunci am încercat să ne conformăm cu ceea ce era la modă. Poate chiar de a parveni. În unele cazuri, chiar putem vorbi de a parveni, să te dai drept cine nu ești, cu forța. Da, într-adevăr, încercăm într-un fel sau altul, și nu numai în ceea ce privește colindele, ci în ceea ce privește întreaga noastră identitate, să importăm cât mai, cât mai mult. Observăm că ne place tot timpul să ne uităm mai mult parcă în ograda vecinului decât în propria noastră ogradă. Dar să sperăm că lucrurile, cel puțin de ceea ce privesc colindele, se vor schimba odată ce tinele generații, precum ești tu, aș putea să spun tu, pentru că avem aceeași vârstă, Văd că, că, încearcă din răsputeri să ducă mai departe tradiția, să, să atragă și să colecteze cât mai multe date pentru ca la rândul lor, la rândul tău, să-l dai mai departe, lumea să, să știe cât mai multe. Acesta este și motivul pentru care ai venit astăzi de aici. Poate sunt persoane care nu știu, dar în 2003, colindul în Ceata, adică așa cum era pe vremuri și se mergea și chiar astăzi, nu știu în câte sate se mai merge, a intrat în patrimoniul UNESCO. A fost un lucru pozitiv, foarte bun. Da, bineînțeles, a fost o recunoaștere, în primul rând, un certificat. Aveți un lucru de valoare în România și, într-adevăr, este. Dacă e să luăm corindat un ceată, corinzile astea de surginte pre în, în modul în care se păstrau ele până acum 20-30 de ani, într-adevăr, e un lucru formidabil. Și nu multe locuri din Europa se mai pot mândri cu asta. Occidentul, în niciun caz, pentru că la ei întrepătrunderea între cult, semicult și um, sătesc s-a făcut mult, mult mai repede cu sute de ani în urmă. Biserica catolică și cea protestantă au avut un rol mult mai mare, pe când la noi Ortodoxia, inclusiv Rău Catolicismul, le a tolerat, le-au lăsat până uh, în ziua de astăzi să subziste sub forma asta parțial încreștinată și în afară de Carpații Nordici din Ucraina, de unele locuri din Balcani foarte puține Bulgaria. Nu, nu sunt foarte multe locuri care se pot lăuda cu moștenirea asta. Deci colindul este ceva ce ne aparține nouă și pentru asta suntem speciale, în ochii foarte în ochii, să zicem, oamenilor care nu se întâlnesc cu asta an de an, așa cum o facem noi. Deci, am avut dreptate când pe burtiera noastră am scris Colindul, simbol al identității românești. Da, cum se tot fac statisticele astea europene, în care România e tot, totdeauna pe ultimul loc la Autostradă, la, la Corins ar fi în top, să zicem. Deci, la Corins suntem primii. Da, este, este bine, măcar aici să fim primii noi, măcar să rămânem cu tradițiile noastre. Uh, Spuneam mai înainte că în satele din România, în satele din județul nostru, din zona noastră, așa, din Transilvania, se mai colindă, dar nu se colindă cum se colinda odată. De ce anume? Păi... În afară de acest schimb de generații, care e clar că e afectat de, de internet, de tot ce se întâmplă, de tehnologie, cum n-au reușit bătrânii să ducă mai departe, să transmit așa cum vreau? Păi pot să transmis cuiva cine e interesat. Dacă nu e interesat, ce pot să transmit? Eu zic că bătrânii au încercat și încearcă în continuare din ceea ce văd, dar nu este receptivitate la tineri. Bineînțeles că sunt și alte cauze. Se pierde partea asta rituală, e luată ca o distracție. Deci sunt mai multe aspecte care influențează. Nu în ultimul rând, în Marna, de exemplu, să luăm un sat. Pentru prima oară anul trecut, copiii nu au fost la corindat. din diverse motive. Că nu vor să-i lasă părinții, în țara oașului am auzit o altă poveste că îs, nu mă cerșesc, deci e pus în legătură cu asta. Din, e asimilat din... Colindatul cu cerșitul? Oarecum da. Ce merge să ceres? Nu aveți acasă? Ce vă dau acolo? Din păcate da. Asta spune terenul și ceea ce am auzit în ultimii ani, mai ales ultimul an. Bine, dar bătrânii, bunicii noștri, nu ne spuneau nouă că mergeau la colindat pentru a primi ceva pentru că acasă nu aveau. Păi exact asta vă spun, că rolul ceremonial, rolul de ritual, a început să dispară și asta nu de ieri de azi, cel puțin din timpul național comunismului cel puțin de atunci a început încet încet să se erodeze. Acum tu ai studiat uh, tot acest fenomen printre multe altele și vreau să ne spui cum uh, ai citit tu sau cum ți-s-a povestit pentru că ție îți place să auzi direct de la sursă tot timpul. Uh, cum ți-s-a povestit că era uh, odată așa pur tradițional? Cum se, cum se uh, respecta tradiția în tocmai în ajunul Crăciunului? Ei, da, mie mi s-a povestit, dar am și trăit pe viu, că spuneai la un moment dat de generații. Poate suntem ultima generație care a prins uh, satul tradițional în ultimele lui zbateri, în momentele lui finale. Greu putem vorbi de o lume tradițională, și la țara asfalt, internet, televizor, tot, tot, tot. Dar în copilăria noastră, mult mai puțin era. Deci am prins până în anii 2000 chiar o lume, ultimele rămășițe ale unei lumi cu adevărat tradiționale. Și am văzut, de exemplu, în Marna, aici în județul satul Mare sau acolo la munte, se... copiii mergeau separat, tițarăii mergeau cu irozii și junii. Junii erau cei mai importanți. Ceata asta de corindători care apare în tot Ardealul, sub diverse denumiri, Cunoscut sunt cei, mai ales cei de la Sibiu, din părțile alea dinspre Făgăraș și nu numai și în Hunedoara. Deci corindat un chat, exact ce -a intrat în patrimoniu UNESCO. Cu junii era în felul următor. Tinerii se adunau într-un număr impar, 7, 9, 11, cât avea ceata, cu muzicanți și cu taroste și mergeau de la fiecare casă și corindau și aveau un repertoriu stabilit. Foarte bine, ca într-un ritual. Era corinda uh, intrării, care se cânta de când intrai la gazdă până în, înăuntru, veselește-te domn bun, după aia se duceau, să puneau în jurul mesii și corindau corinda mesi care am corindat -o eu prima, corinda mesi după care, dacă era fată în casă, la fiecare casă se corinda fata, corinda Feti. Tarostele apoi aveau o, uh, un verș, o urare, practic, în care dorea gazdei sănătate și atunci primeau darurile. Asta mai de mult. Eu n-am mai prins cu desage, numai din ce mi s-a povestit, că duceau desage și acolo primeau cărnați, brânză, șolobocul de porc, piciorul de porc și toate le băgau acolo, le adonau și a doua zi făceau un joc la cămin. Și după ce era tărostea la asta, se juca în casă pentru că se termina postul și luau junii, zonă fetele la joc, chiar și bătrânele, și să zicea că să joacă, să se facă cânipa, jocul cânipii, că atunci se făceau mai de mult din cânepă hainele. Și dacă joci de Crăciun, să face cânepa. Și corinda ieșirii și mergeau. Și așa mergeau în fiecare casă. Aici în Marna nu dura așa mult, că nu e așa mare satul, până dimineața de acolo la munte, la Mărișel, îs 4, 3, 4 cete de juni, după crânguri, și mergeau două zile, continuu, și muzica trebuia să cânte continuu și în drum, ca să facă gălăgie. Bine, dar... Uh, mergeau, de, bine, mergeau toată noaptea, Uh, colindau, dar uh, nu e ca și acum, nu e pe mentalitatea ca așa, ca de astăzi. Pentru că, uh, știi prea bine, astăzi te întâlnești să mergi la, la colindat, dar mai mult să te distrezi decât să uh, chiar să să cânti, să transmiți uh, acea bucurie și mesajul până la urmă. Uh, pai de mult în povestea înainte să intrăm în platou că de exemplu dacă nu intrai în dacă nu ți făceai bine misiunea, dacă nu făceai misiunea la bun sfârșit, nu colindai cum trebuie, gazda nu ți dădea mere, nu ți dădea nuci, nu ți dădea colaci, pentru că spunea că nu i-ai adus sau poate chiar nu o să ai bunat bun, pentru că tu nu i-ai adus colinda faină în casă așa e, se punea mare preț să nu zmintească versul, de să nu încurțe versurile, pentru că ei credeau mai de mult că are un efect magic corinda. Și așa aveau roadă bună următorul an și dacă tu mergeai și îți băteai joc și aprindeai țigara în gură, cum se întâmplă în ziua de azi și făceai nu știu ce pe acolo, normal că era un moment solemn, toată lumea aștepta junii, toată lumea aștepta ceata. Asta să vină să Corinde. Deci, Colinda era respectată. E și acum, E și acum respectată într-un fel sau altul, dar atunci era, un zici, tu, un moment solemn. Povesteai de, ziceam mai înainte, că ai prins și tu aceste, aceste ritualuri așa făcute cum, cum trebuie și aveai și tu o parte a ta, o da. parte a ta pe care o spuneai. Ne poți exemplifica puțin? Văd că ai rămas cu el la tine și poate, poate ne încânți, ne, ne spui uh, da. o urare. Da, se, se, mai, vă dau o, o, scurtă parte din ea. Așa zicea tarosile și eu am fost tarosile. Asta, dragii mei, ficiorii satului, în plepticiorilor, în capetele ostorilor, că noi de ieri, de -alalt, ieri, din zor, din cântător, ciocănim pe la titori. Unul nici bota n-are, altul abia o duce de mare. Unul cu ochi zghiți, altul cu tipa între dinți. Dar jupânul gazdă bine s o purtat. Și pe noi ne-au așteptat cu mese întinse, cu lumina aprinse, cu pahar de vin pe dânsele. Și nu s-au mulțumit numai așa să ne primească. Ne-au dat și o primă cinste, un șoloboc de la porc. Cel mare de la jupânul gazdă din pot folosească restul sănătos. Dar nu, nu ne pare că-i șoloboc de porc, ne pare că-i porcul jupânului gazdă cu tătul. Dar de ar fi porcul jupânului gazdă cu tătul, niciun bine n-ar fi între noi ficiorii satului. Cu coda ne-ar lodi, cu dearele ne-ar gera, de ne ar sări. Și atunci dădea și robocul de porc. Un tal de brânză, brânză de la oi, mult să păi apoi brânză de la vaci, mult să printre craci. Brânza de la oi. Și mai erau mai multe. Deci și de tot așa continuau, fiecare da? avea, avea, rolul, avea rolul lui. Rolul lui se adunau de sat și atunci era o urare de asta pentru gazdă, cu tente chiar erotice și comice, ca să destindă un pic atmosfera. atmosfera. Da. Acum, uh, revin la ceea ce ai spus mai înainte, uh, că anul trecut, în Marna, satul din care tu te tragi, da. uh, copiii nu au mers acolo colindat. Uh, de ce? Încerc să îmi explic, într-un fel sau altul, de ce părinții, în afară de acest... Uh, aspect cum că ai cerși între ghilimele sau de ce să mergi, ar priva copiii de o asemenea frumusețe. Pentru că, pe lângă faptul că mergi la colindat, mă gândesc că ai de învățat foarte multe din, din uh, această tradiție. Da, într-adevăr, da Te Eu maturizezi că, odată? Da, cu da, ea. da, da, da. Asta avea la feciori, mai devreme numai cei cu stagiu militar erau juni. Acum. A de la 18 ani în sus. Deci era o responsabilitate să rezici, să mergi atâta fiecare gazdă, după aia dacă se îmbătau și nu mai mergeau în jumate satul, erau de tot râsul. Trebuia să fii stăpân pe tine, să mergi, să-ți faci să nu datoria faci până la capăt. Da. Mai este și un alt aspect. Poate nici copiii nu sunt receptivi. Nu trebuie să pune vina pe părinți. În Bihor am auzit treaba asta. Copiii nu vor să meargă pentru că nu primesc bani. Și zice să meargă pentru un leu și pentru un măr. Asta, eram în Bihor pe teren anul trecut. Mie, dar cine e, cine e vinovat pentru asta? Cine le-a spus că trebuie să primească bani, de exemplu? Eu când m-am dus cu bunicul meu de mână, uh, bunicii mei sunt din Cuța, din Codru. Da. M-am dus uh, cu așa cu o traistă cum ai și tu, îmbrăcat frumos, și ne-am dus după nuci. Nu ne-am dus după bani. Păi s-a schimbat rolul. Rolul corindatului, asta vorbeam. Cine de vină? Societatea, mass media, ceea ce văd toată ziua. Și părinții, poate. Și părinții, și copiii. Până la urmă, toți avem, poate, o anumită vină. Poate acum ne aud părinții, văd aici doi tineri, suntem amândoi da. tineri, și poate spun că anul acesta aș vor lăsa copiii să meargă la colindat sau îi vor convinge să meargă la colindat pentru că așa ceva... Știți prea bine, nu se uită niciodată. Deci, o explicație bună e că noi preferăm toți să, să creăm un portret mitizat al satului care, de fapt, nu există sau începe să nu mai existe. Cam nu nu asta... mai există, într-adevăr, nu, nu mai există. Ceea ce tot prezentăm noi și forțăm, nu prea mai există. Ai studiat țara moților, ai povestit da. de țara moților. Ai studiat în același timp colindele din țara Oașului, ținutul pădurenilor sau țara Beiușului. Aici, în celelalte, ce ai descoperit? Corinți de sorginte precreștină, în mare parte. Corinți care nu povestesc nașterea Domnului, când suntem noi obișnuiți în steaua Sură sare și în toate astea care le auzim acum pe postnoare rostele în șirul aici. Corinzi laice, care vorbesc despre total altceva. Și revin la exemplu Mărișelului. Acolo până în anii 90 aproape, 80-90, întreg repertoriu, nu avea corins care să povestească nașterea Domnului. Era despre incestul dintre lună și soare, despre turci, despre corinda feti, despre ce vreți, dar numai despre asta nu. E curios și ciudat în același timp să auzim că într-o colindă nu se vestește nașterea Domnului. Dar să înțeleg că până de curând așa era. Da, de fapt corindatul are un strat clar precreștin, peste care, bineînțeles, s-a suprapus stratul creștin. Și uneori în creștinarea asta e numai așa, de formă. Fondul corindului este unul precreștin. Scopul corindatului, nu era să vestească nașterea Domnului, cum se tot repetă în ziua de astăzi ca un șablon care un stereotip. Nu. Era să aducă uh, gazdei, să ureze, să ureze, deci să felicite de gazdea mai bine da? zis, să o felicite, o funcție de felicitare, și bineînțeles ca să aducă roadă bună, deci și un rol magic. Astea erau funcțiile. Corinzi. Bine, dar. Oi, uh, te auzim în Colinzi, de exemplu, că se spui de roadă bună, să ai roadă bună. Păi, dacă cum să ai roadă bună în uh, timpul iernii, de unde vine toată. Uh, tot acest. Uh, putem gândi, să ai roadă bună anul viitor, dar totuși te afli în perioada în care e cel mai frig, nu crește nimic. Da. Foarte bună întrebarea. Trebuie să ne întoarcem la stratul profund de care vorbeam mai înainte ca să dăm un răspuns. Crăciunul s-a suprapus peste sărbători vechi, păgâne. De exemplu, era ziua lui Mitra, tot în 24, ziua soarelui, în alt cult. Și știm că la începutul creștinismului cultele, cultele astea erau rivale. Și, bineînțeles, de aia s-a pus Crăciunul acum. Ca să suprapună, uite, și noi creștinii sărbătorim altceva. Și toată moștenirea asta s-a înglobat în, în Corindă. Dar mai este ceva pe lângă asta. Și uh, toate obiceiurile care se făceau în nou an agrar, anul roman agrar, începea în 1 martie, când venea primăvara. Toate s-au transferat în Crăciun. Și de aia urăm roadă bună în plină iarnă. Și vorbim de uh, arat, de sămănat de aia, pentru că s-a reușit ca sărbătoarea asta Crăciunului să încorporeze toată moștenirea asta veche. Și cu permisiunea voastră o să vă cânt o corindă, care mie mi-e foarte dragă, pe care, care, se cântă aici în Horea, în satul Horea, tot în colonia asta de mod, județul satul mare, despre, o să vedem despre ce. Și asta auzi. zic că e prototipul Corinzii a stratului vechi de Corindă. Asta e sara Crăciun! Asta e sara Crăciun! Florile dalbe, florile dalbe, nimerim la ce dombunu, dombunul, ce-ți dombunul este acasă, ce-ți dombunul este acasă. Florile dalbe, florile dalbe, ce dombunu dombunul este acasă, că-i la Sigidin din, că-i la Sigidin Florile dalbe, florile dalbe, Că-i pleca la Sighidinu, Să ne aducă buț cu vin, să ne aducă buț cu vin. Florile dalbe, florile dalbe, Să ne aducă buț cu vinu, Da vinu cu cinlombea, lombia, da vinu cu cinlombea, Florile dalbe, florile dalbe, cu gazuța culia, Și la gazdă nu-i da, și la gazdă nu-i da. Florile dalbe, florile dalbe, și la gazdă nu-i dare. Mi o dat colac ghisacară, ni o dat colac florile dalbe. Florile dalbe l-au pus pitarnați afară. Da, deci într-un fel sau altul vedem că colindul asta spune că ok, omul s-a dus după vin, în casa lui se colinda chiar dacă el poate nici măcar nu ajunge acasă în ziua de Crăciun. Da, e un corind uh, specific moților care surprinde exact cum umblau mai mult cu ciubere și cu lemne pe țară și gazda ajunge până la Sigidin ca să aducă buți cu vin. Numai că el nu e acolo, deci e un, un corint în absența. El nu e, da, casa lui e corindată și e probabil o gazduță acolo, o femeie bătrână, cineva, care tot se îngrijește să dea un colac corindătorilor. Acum, e clar, te raportezi mai mult la, la țara moților pentru că ți-e mai dragă, ești de acolo. Însă, cum ziceam, tu ai studiat puțin și alte, alte zone de aici, de la noi din județ și din Transilvania și vreau să ne spui unde anume mai găsim colinde vechi, unde le mai auzim, mai bine zis, în perioada sărbătorilor și unde anume noul a acaparat tot și uh, colindele acestea vechi substratul uh, parcă nu mai există în prezent. Acum trebuie să facem o departajare clară între zonele de munte și câmpie. De obicei muntele e mai arhaic decât zonele de câmpie și zonele unde uh, până în 40 oamenii erau de confesiune greco-catolică sau ortodoxă. Unde erau greco-catolici Deja, corinzile erau cu uh, temă preponderent creștină. Biserica greco-catolică a fost mai activă în a, în a introduce din Occident genul ăsta de corinzi, cântecele de stea, că Toate astea ce le auzim noi astăzi cu Viflaimu și toate, toate sunt cântece de stea. Deci când mergeau copiii cu steaua, ei le corindau. Ceata adultă nu le cânta astea. Betlehemul, tot, 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 ce vedem noi vine pe filerea occidentală prin Biserica Greco-Catolică în Transilvania, ulterior preluată fără nicio problemă de Biserica Ortodoxă. Dar în zonele astea pe care le-am menționat, Ținutul Pădurenilor, în Bihor, în Țara Moților, care au rămas ortodoxe, Țara Oașului, erau greco-catolici, sunt până în 40, sunt o excepție, dar în zonele astea arhaice, stratul ăsta de sorginte precreștină era preponderent. În ziua de astăzi, deci în câmpie nu o să găsim corinți atât de arhaice ca în zonele de deal de munte. Și cu preponderență unde ei au rămas ortodoxi, acolo le găsim pe cele mai vechi. În ținutul pădurenilor se păstrează destul de bine, aproape intact toată moștenirea asta, dar zona e puternic depopulată în Bihor iară se păstrează binișor la un nivel acceptabil din ceea ce am văzut eu. În țara moților doar două comune mai păstrează obiceiul junilor, Mărișel și Măguri, într-o formă, zic eu, acceptabilă, dar deja tinerii au tendința de a inova. În țara Oașului, în schimb, ca să terminăm periplul ăsta prin Ardeal, cam o dispărut stratul ăsta vechi de de corinzi. Dacă luăm cu culegerile existente, de exemplu cea lui Mușlea, vedem foarte multe motive laice. Încet, încet dispar. Dispar. În țara Oașului ritmul a fost mai accelerat. Da. A, acum e Re, repet, nu înseamnă că în Codru sau altundeva nu găsim corinzile astea. Bineînțeles că au existat, dar ponderea corinzilor creștine, precreștine e alta decât în zonele astea arhaice. Ne aflăm în, într-un fel, asistăm la o fuziune între colinzile precreștine și colinzile creștine, uh, cel puțin uh, la noi uh, asta se întâmplă. Auzim și colinzi uh, care uh, nu fac neapărat referire la nașterea Domnului și uh, doar urează uh, tot felul de, de roadă bună, uh, sănătate și așa mai departe. Și bineînțeles le știm pe cele care uh, vorbesc despre nașterea Domnului. Însă uh, asistăm la încă un... Uh, un fenomen pentru foarte mulți de mulți ani încoace, Crăciunul se raportează când referim la colite, ne referim la colinde ne referim strict la hrușcă. Acum nu spunem omul cântă foarte frumos. Bine ar fi dacă ar și sta în România pe tot parcursul anului, nu doar de Crăciun, dar cântă foarte frumos. E în Canada, da, poate mulți nu știu. Din câte știu în Canada da, da, locuiește. În Canada. Vine acasă doar lăsă să facă concerte de Crăciun. Însă noi am intrat în, în patrimoniu UNESCO cu colindele înceară. Vorbim acum și vedem că aceste colinde înceară, copiii și așa mai departe, dispar. La radio auzim, clar, frușcă, fuego sau alte colinzi de acest gen. Line cu chitară. Nu auzim ansambluri, nu auzim colizi cântate de ansambluri. E o... Da, e un subiect într-adevăr sensibil și încep să spun că nu contest valoarea artistică a domnului Cruștă Dar departe. nimeni nu o face, pentru că, într-adevăr, de aici este apreciat și iubit de toată țara. Într-adevăr, prelucrările dumnealui folk, asta aici, aici se produce confuzia. El face niște prelucrări folk. Deci, exact cum se ia folclor și se prelucrează, așa face Dumnealui, lui. Că nu se umbla să corins cu chitara. Nu se umbla în lumea satului. Deci, valoarea lui e una certă. Problema e că noi pierdem stratul ăsta valoros de care vorbim, cu care am intrat în UNESCO și acceptăm numai genul ăsta de, de prelucrări. Ceea ce nu e un lucru bun pentru că dacă, dacă noi continuăm așa în 10 ani, nu o să mai avem fenomenul real al corindatului în sate, după cum spuneam, că de anul trecut deja au început, nu o să mai avem asta și o să rămână genul ăsta de prelucrări. Și atunci tot ce o certificat UNESCO nu o să mai existe. Și noi, în stilul nostru, tot o să forțăm nota și o să spunem, da, am intrat cu mere la UNESCO, dar ne avem pere și zbune și alea, tot fructe. Nu e chiar tot una. Una e una, alta e alta. Da. Deci ar trebui făcut o, o distinție clară între lucrurile astea plus că sunt lucruri mult, mult mai departe de ce ar trebui să fie față de domnul Hrușcă manelismele care urlă în toate difuzoarele și sunt lucruri mult, mult mai grave, deci cumva ar trebui protejat stratul ăsta și să fim, în primul rând să-i conștientizăm valoarea, că noi nu o conștientizăm de aici încep marele probleme o întrebare cât se poate de, de logică. E clar că mulți se întreabă în acest moment ce ar trebui și cine este vinovat pentru toate aceste lucruri. Da, asta mi s-a pus întrebarea asta de multe ori și am un răspuns pentru ea. În primul rând, cine să fie de vină? Instituțiile, abilitate, cum se spune. Sunt oameni care din 90 sunt plătiți să facă lucrul ăsta în toată țara. Și nu o fac. Adică o fac declarativ. Dacă o să mergeți, toată lumea, da, păstrăm, salvăm, dar marele test ar fi să întrebați unde mai sunt Corinzi arhaici, unde mai putem merge să vedem ceva aproape de tradițional. Nu o se, nu să se poată să vă răspundă. Nu, nu se poate. Pentru că ei nu știu lucrul ăsta. Nu avem o bază de date, de aici încep problemele. Nu avem o bază clară de date a corindatului. Să știm în ce zone din țară mai se practică obiceiul într-o formă acceptabilă. Nu avem studii, nu avem un atlas ar motivelor din Corinț, că să poți compara, de exemplu, cu asta m-am lovit când am scris studiul meu despre Corinzile din Mărișel. Să vedem motivul cu coșului negru, unde mai este atestat în Transilvania. Nimeni nu știe, nu avem așa ceva. Deci sunt lucruri care merg doar așa din gură în gură, de la om la om, fără a fi notate niciunde, fără a, fi, fără a putea fi găsite nicăieri. Și atunci e clar că la un moment dat, când poate în 10 ani, cum spuneai tu, va veni cineva la fel ca tine acum în prezent sau poate chiar tu sau așa și va vrea să scrie o carte sau să se documenteze despre ceva, dar știind că există obiceiul la acela, nu-l găsim nicăieri redactat undeva, să rămână pentru posteritate. Da, în al doilea rând, asta e o primă fază care ar fi trebuit să fie făcută deja, documentarea, să știm exact cu ce avem de face. În al doilea rând, instituțiile culturale de care vorbim trebuia să se implice activ, să meargă la sat, să vadă exact, să dea anumite sfaturi tinerilor s -a s -a de ajute. acolo, numai iarăși intervine povestea... Câte din instituțiile astea au specialiști în direcția asta? Și asta e discutabil. Deci dai sfaturi, dar trebuie să știi ce sfaturi să dai, să fii de specialitate, să fii făcut tehnologia, istoria. Deci o implicare activă, să simtă oamenii ăia că ei sprijiniți și cineva îi sfătuiește cum să facă. Și bineînțeles să le promoveze, dar într-un cadru potrivit. Iarăși, și aici cu promovarea stăm foarte prost. Mass media, Acum... iarăși, are un rol, dacă e să căutăm. Pentru... De ce mass media? Pentru repertoriu care îl dă, an de an, în primul rând. Cât la sută din repertoriul ăsta e de factură tradițională? Foarte puțin. Discutam mai înainte. Și pe lângă asta, în substratul tuturor discuțiilor de la televizor, se, din apropierea sărbătorilor, discuțiile, ei, mesajul ăsta trebuie să Introducem ceva nou, să fim la modă, întotdeauna. Și atunci, fără să vrem noi, le inducem tinerilor de la sate faptul că ceea ce văd din sat nu-i bine, nu-i la modă, e ceva înapoiat și începe conflictul ăsta între generații. Păi, tocmai ce spuneam uh, la începutul emisiunii, și anume de ce vechiul lor e nou bun pentru noi, iar al nostru nu este bun. Poate chiar asta, asta ar fi ineditul. Uh, Coliziile. Uh, vechi, precreștine și cele creștine, dar stai să renunț pe acestea pe care mulți nu le, nu le mai știu, nu se prea găsesc, să fie readuse în actualitate și ar fi din nou ca o re, reînviere a lor, ca o... Da, e o reînviere, dar întotdeauna revivalismul, ca așa se numește în antropologie, nu e ca și ceva moștenit din generație în generație, exact ca și o clădire veche care o ai și o păstrezi și zice, o clădire din anul 1200. După ce o bombardezi și rămân trei pietre și reconstruie, o reconstruiești și o faci din 2016, pe ai respectat forma, același lucru, dar nu are valoarea aia. Deci și revivalismul are granițele lui. Noi am pierdut, și asta o spun mereu, unica șansă poate din zona, zona asta este europeană, împreună cu Bulgaria și cu foarte puține țări, să fie asigurată o continuitate a folclorului. Ca eu să mă pot zice, uite, copilul meu a moștenit de la mine exact repertorul ăsta, cum eu l-am moștenit de la tata și de la bunicul. Numai că lucrurile aici există o sincopă între generații. Cum Dar se ai, poate face spui ceea ce spune, tu, ea trebuie încurajat. Aici trebuie încurajat. Există această diferență sau conflict între generații. Bătrânii nu se apropie atât de ușor de nou, iar tinerii nu se apropie atât de ușor de vechi. Acum, parcă uh, din aceste lucruri putem deduce că nu există o colaborare între uh, nou și vechi. Și atunci, de aceea, ele nu se întâlnesc. Da, nu, nu există lucrul ăsta. Într-adevăr. Și păi chiar atunci... a gap between the generations. Așa se numește în literatura de specialitate. Adică, cele două generații nu comunică. Da. Asta e un lucru care, din păcate nu putem să le rezolvăm atât de ușor. E clar, poate și noi în momentul în care vom ajunge la o anumită vârstă, înaintată, mai greu ne vom îndrepta spre nou decât am face o acum. E, e logic. Să în firea omului să fie așa. Da, dar pentru că noi astăzi suntem aici și suntem tineri. Vrem să le arătăm celor de acasă că știm să ne apropiem spre trecut, spre ceea ce ar trebui să prețuim cu toții, așa că vă propun să-l mai ascultăm încă o dată pe Răzvan Roșu cu o colindă precreștină de această dată. cruci, florile dalbe, cu coș negru cântă în cruci, florile dalbe. Scolă mai că că moi duci, florile dalbe, te scolă de mine ceoră, florile dalbe. Și în fărângi meri în joară, florile dalbe, că de joi mă duc în țară, florile dalbe. În țara teliiniască, florile dalbe, să-mi cumpăr pană domnească, florile dalbe, să-mi opui pălărâie, florile dalbe, să mă văci și eu florile dalbe. Să scriu o cărtice, florile de albe, Să o trimă la maica mea, florile de albe. Dima are vreun ficioru, florile de albe, ei capul sub ticioru, florile de albe. Să nu bată țările, florile d'albe, albe, Ca luptii padurile. Florile d'albe să nu din țară în țară, Florile d'albe ca banugi la cămară, Florile d'albe să nu din sat în satul, Florile d-albe ca marhagi cumparatu, Florile d'albe... Voie bună și o corindă și un carnaț brigat de grindă, Și o oală de mamaligă tăgea roata până colibă. Da, noi spune că este foarte frumoasă și cu siguranță are și un substrat pe care Răzvan abia așteaptă să, să ne-l spună. La ce se referă, mai exact, colinda asta? Da, e o colindă interesantă, vorbește despre un, un cineva, un moț mai exact, care merge în țara telienească. Ce caută în țara atelienească? Bineînțeles, mergem în primul război mondial, când era erau Strongarea, și cei de aici au luptat pe frontul din Italia. Și, bineînțeles, are niște elemente precreștine, motivul cu coșurilor negri, nu intrăm acum aici în subiectul ăsta, deci are pietrele de temelie, sunt crești, precreștine anumite motive, dar se recompun în funcție de nevoile omului. În momentul când au plecat în primul război mondial, o recompus Corinda asta în funcție de ceea ce trăiau ei. Și atunci prin colinda, să înțelegem că și au transmis, uh, au transmis emoția și uh, poate durerea de a fi departe de casă în, în acele clipe. Uh, catastrofale. Și, inu și inutilitatea este... omului tradițional, cum priveau ei, inutilitatea să umble aiurea. Să nu bată țările ca luptii pădurile. Să nu umble din țară în țară ca banudii la camară. Atunci se ținea bani în camară mai de mult, Cum circulă banul. Să nu umble fără sens. Vorbeam mai înainte despre modul în care uh, tinerile generații cu uh, vechile generații ar trebui să se întâlnească. În Colind, atât adică în primul pe care l-am ascultat, când și acesta, este un element comun și anume acel refren, florile d'albe. Are și o semnificație aparte, florile d'albe, adică flori albe. Așa vine. Da, e un arhaism, d'alb, alb. Sau un anumit fel, flori în dalbe de măr, care ne aduce exact la originea lui. Da, la un moment dat, destul de, de mult, pentru că în anii 30-40 prea, prea puțin se mai găsea practica asta la corindătorii de pe teritoriul actual al României, corindătorii umblau cu flori albe. Tăiau flori, crenguțe de măr și le puneau în apă calduță să înflorească. Le puneau câteva zile înainte de Crăciun în apă calduță și ele înfloreau. Și cu florile ale albe de măr se mergea la corindat. Și de aia e refrenul. Dar e o practică dispărută prea de mult timp. Am avut surpriza să o găsesc în Luxemburg. Am avut un concert acum 2 sau 3 ani acolo și tot așa gazda, prima întrebare după ce am corindat două corinți când am intrat în casă, am zis, ce, ce înseamnă flori, ce tot refrenul ăsta, ce florile de Și am explicat, uitați, mai de mult se puneau, a, flori de măr, ce noi punem, ce noi punem. Și s-au dus acolo, la fereastră, și ne-a arătat. Și ei pun asta pe Crăciun. Este un obicei la ei. Deci acolo s-au păstrat. Și asta ne duce cu gândul și la... Să, la trebuie să, respon, să ne responsabilizăm și să conștientizăm lucrul ăsta. Că avem de-a face cu o moștenire comună europeană, care la noi s-a păstrat destul de bine, cu un patrimoniu. Mondial, că de-aia am intrat în UNESCO cu, cu mai sus lindate. numitele Corinzi. Înceată. Și e o responsabilitate. Și în Austria, de câte ori prezint, fac prezentări, asta îmi spun oamenii. Ce nu e o moștenire românească sau comună a fostului imperiu sau ceva european. Stă la piatra de temelie a identității noastre europene. Acum, mai nou, la noi se, nu se colindă florile de albe, se colindă cu lerul ler. ler. Uh, au părut și glume pe seama lerului. Uh, nu prea știe lumea ce e ler. Poate tu ne poți spune. Sunt mai... Uh... Așa că o curiozitate. Da, sunt mai multe refrene, deci nu numai florile de albe. Dar, de exemplu, în țara moților toate erau colindate cu florile de albe și cu aceeași melodie. 12 texte sau câte erau, toate se corindau la fel, în afară de cele ale junilor. În rest, bineînțeles că sunt mult mai multe romioară, lerui ler, domnului doamne, deci sunt, nu, nu florile de lui singurul referent. Cu lerui ler sunt mai multe teorii și lucrurile nu sunt încă clare. clare. Deci nu, nu, nu Care e cea mai plauzibilă nu. pentru tine, așa, zine -l. Nu mă, nu mă, pronunț. Sunt, sunt vreo două care par mult mai credibile decât, de exemplu, că ar veni din Haleluia, din limba evrească și l-am fi păstrat timp de 1500-2000 de ani. Sunt mai multe. Deci nu, vrei, nu vrei, să, nu ne spui rămânem până anul viitor Încă trebuie să de aprofund, Crăciun, să Poate vine Domnul Bruș și ne spune la satul mare ce e culerul ăsta. O dată pentru totdeauna, da. într-un spirit de glumă, bineînțeles. Uh, am povestit despre, sau ne-ai povestit despre ce ar trebui să facă instituțiile de cultură. În același timp ne-ai spus mai înainte că fiecare ar trebui să fim responsabili și să ne gândim că acest patrimoniu este unul mondial. Însă mi-ar plăcea să ne spui, uh, din punctul tău de vedere, ca un păstrător al tradiției, uh, ce ar trebui noi să facem, fiecare în parte, în familia lui, pentru ca aceste lucruri în 10 ani sau în 20 de ani sau în 50 de ani să nu piară, să țină așa cum au ținut ca și până acum în secolul 21, așa cum au ținut de sute de ani. Să avem iubire unul față de celălalt și asta e esența Sărbătorilor creștine și mai ales a Crăciunului. Și prin iubire și înțelegere să încercăm să explicăm tinerilor că e o moștenire, să nu contribuim și noi la încurajarea ideea asta că sunt lucruri înapoiate și că nu are rost și să le spunem că ceea ce văd ei pe internet, la televizor, nu înseamnă neapărat că e un lucru bun. Deci nu ăsta e etalonul. Nu după aia trebuie să se ia, trebuie să se ia după ce simt și după ce cred ei cu adevărat, poate și școala are un uh, rol în sensul ăsta, că nu i formează neapărat în direcția asta, ci le impune, de exemplu, la sărbările școlare, un anumit repertoriu de poezii, de cântece, de ce ori fi ele. Deci lucrurile nu se pot rezolva decât prin iubire și nu trebuie să condamnăm pe nimeni și până la urmă și la urmă stăteam și mă gândeam odată, e dreptul cuiva de a renunța să mai facă ceva. Vorbeam de arhitectura din țara oașului care aproape a aproape dispărut, de arhitectura tradițională. Și tocmai asta ne Până la urmă e dreptul oamenilor de acolo de a renunța la asta, să-și facă vile cu câte etaje vor ei. E dreptul nostru. Nu mai trebuie e... să fim asigurați că ei conștientizează ce pierd. Păi e asta e, vezi, Din păcate când ne referim la colinde sau când ne referim la alte lucruri tradiționale care uh, dispar din păcate, încet, încet, uh, e dreptul fiecare dintre noi să spunem, gata, eu renunț, ca și cum aș renunța la telefonul acesta de pe masă, de mâine nu-l mai vreau. Ok, însă... Tot eu să fiu cel care după să vin și să plâng după acel lucru, între ghilimele, și să mi pară rău de acel lucru, și să creez o imagine din acea ă, ă, extraordinară despre ceva ce a fost, fără ca în momentul în care să pot să fac ceva ca să-l am în continuare și să-l aibă și copiii mei și așa mai departe, să nu fac nimic? Da, s-ar numi o lipsă de articulare în discurs. Adică, la un moment dat, ai vrea și cu tradiții, s-ar place, dar ai vrea și, și să. Modern. și modern. să modern tot ca să nu mai spună vecinul sau nu știu cine că ești înapoiat. Deci, într-adevăr, unul din paradoxurile lumii țărănești, dacă mai putem numi așa, lumii de la țară, din zilele noastre. Vor și așa, și așa. Și nu, de multe ori nu merge, deci nu poți să fii cu amândouă, deși se poate, dar echilibru e greu de găsit. Dar într-o timp balanța se încline într-o parte sau în alta. Da, mai ales într-o uh, societate atât de fragmentată cum suntem noi, despre care vorbeam, când tinerii vor ceva, cei de uh, vârsta medie care au trăit în comunism poate au un alt orizont de a privi lucrurile, bătrânii, cei născuți înainte de război, bineînțeles că au total o altă, un alt tip de mentalitate. Deci e greu, complicat cu societatea noastră. Da, din păcate este greu, însă eu cred că trebuie să vină cineva, ca de fiecare dată, uh, un lider, uh, o locomotivă, între ghilimele, un om cu inițiativă, cu ideea potrivită pentru că aceste lucruri, noul și vechiul, să se îmbine, iar ideea lui să fie pe placul uh, tuturor. Da, o, o asemenea mișcare s a avut loc în, în urmă cu 2-3 ani, nu vreau să mă înșel, când părți din portul tradițional au început să fie revalorizate. A fost o treagă mișcare, IA, care se tot numește așa, eu prefer să o numesc Chimeșe, cum se numește în Ardeal, că IA e în sud. Deci revalorizarea unor piese din port amestecate cu îmbrăcăminte modernă, Ideea e minunată, excelentă, din nou sunt exemple bune, rele, fiecare cum interpretează, dar mișcarea în sine e laudabilă. Cam așa ceva s-ar putea întâmpla și cu corinzile astea. Da, sau cu muzica uh, uh, folclorică, uh, mai mult din, uh, din sudul țării, există trupe de muzică rap, underground, hip-hop, uh, care combină muzica electronică, uh, Uh, hip hop cu folclorul într-un fel și din nou readuc uh, da. în actualitate ceva ce există de zeci, sute de ani. Dar trebuie tot timpul găsită modalitate și uh, tinerii mulți uh, ascultă așa ceva uh, și chiar se mândresc că ascultă așa ceva. Uh, trebuie susținute proiectele astea și eu am participat în câteva dintre ele, de foarte bune. Mă întrebam înainte, ce putem? Tocmai așa să încercăm să găsim un limbaj comun cu tinerii, cu cei din generația noastră, cu cei mai tineri ca noi, prin filiera asta, dar din nou să avem grijă ca prin prelucrările astea să nu dispară fenomenul original. Sau să încercăm să-l păstrăm și pe ăla, ca amândouă sunt valoroase în felul lor. Și fenomenul real din lumea tradițională și prelucrarea. Revenind puțin la, la ceea ce am început, să vorbim astăzi despre colind, despre trecutul și viitorul uh, colindului, uh, trebuie să mai întrebăm cu un lucru. Uh, în toată această perioadă știm prea bine că pe la sate uh, se mergea cu viflaimul, cu irozii, cu capra uh, și așa mai departe. Uh, tot așa niște obiceiuri foarte, foarte frumoase. Uh, se mai merge? Da, într-adevăr, astea parcă sunt mai bine păstrate și de obicei pentru că sunt încurajate și de biserică, de preotul locului, fac repetiții de multe ori în casa parohială sau în căminul cultural. Da, se păstrează mai bine, nu peste tot, în diverse forme, dar se păstrează puțin mai bine, a zice eu. După cum spuneam, sorgintea lor e clar occidentală, pe, uh, Vine pe filiera bisericii, în afară tot de biserica capră. Biserica o păstrează, în afară de capră, dar tot, tot biserica o păstrează, și asta cu o el, și așa mai departe. De obicei, în cadrul bisericii uh, se organizează, cel puțin uh, în uh, satele în care, uh, din care sunt bunicii mei. Din la biserică se organizau toate aceste lucruri. Deci ei, se pare că biserica păstrează aceste lucruri și de, prin biserică... Dar poate și colindul ar putea tot prin biserică Iată încă o idee, să exact. Să, biserica ar trebui să facă lucrul ăsta, parțial o face... Dar chiar dacă nu vorbește despre nașterea Domnului, exact. colindul, e colind. Și urarea de bine, mă gândesc, da, că oricum e, o e bine comună. primită nu, nu și de om -creștin. și de Dumnezeu. Timp de sute, mii de ani, ele s-au încreștinat, s -o s-au transformat, s-au adaptat, fac parte din patrimoniul nostru. Sunt la Cluj niște grupuri chiar foarte frumoase, sprijinite de biserică, chiar un prieten de-a meu, Adrian Leșnițe, organizează acolo, iau corins vechi, le revalorizează, foarte bine, un lucru lăudabil, numai tot așa observație că um, Preoții nu, nu pot să aibă cunoștințele unui etnolog și de aia iarăși vorbim de fragmentarea, de lipsa de dialog din societatea noastră, lipsa acută de dialog, care nu, nu e nici vina noastră, nici a preoților, nici a oamenilor, nu știu, ar trebui să găsim o un limbaj comun prin care să ne formăm mai bine ideile. Preoții sau profesori, învățătorii în sat trebuie să se consulte cu etnologii, cu specialiștii, ca ceea ce fac ei să fie profesional. Acum, pe final, pentru că ne aflăm pe final de emisiune, vreau să ne spui pentru tine, ca simplu cetățean, ca român, de la o parte profesia, ce înseamnă Crăciunul, sărbătoarea aceasta? Crăciunul, un stâlp fundamental a identității mele. Deci nu, nu mă închipui cum sunt eu în ziua de azi, fără să fi avut experiența corindatului și a Crăciunului. E ceva care, care m-a marcat profund și cum spuneai și pe tine și pe toți. Deci ceva față de care am fi mult, mult mai săraci spiritual. Îți mulțumesc tare mult că ai venit. Mai stăm puțin pentru că noastră știu că cei de acasă așteptați să extragem cei trei câștigători. Știu că pe pagina noastră de Facebook am anunțat astăzi că vom da două premii, însă unul dintre câștigătorii din această săptămână, doamna Silvia, Cristina Silvia, câștigătoarea de luni, a renunțat la premiu pentru dumneavoastră, deci vom extrage trei câștigători. Ați trimis mulți uh, dintre noastre po uh, urări de sărbători pe pagina noastră, dar în același timp v-am spus că și toți cei care v-ați înscris în acest concurs până în uh, prezent veți avea o a doua șansă. Așa că aici am uh, bilețelele, le scutur puțin așa să facem uh, să luăm și de la fund, să le amestecăm bine. Așa, primul câștigător a unui voucher de 100 de lei, uh, Baby Trend, Mădălina Moldovan, Madalina Moldovan, opa, da, felicitări uh, doamna Moldovan, vedem și al doilea, al doilea, al doilea este Ariana Mar Mărcuș, cred, Ariana Mărcuș, din nou uh, o doamnă, da, felicitări, al treilea poate prindem și un domn, dacă nu tot o doamnă, nu contează. Așa, încă o dată. Și al treilea merge la Constantin Matei. Domnul Constantin Matei este al treilea câștigător. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară. Sper că v-am bucurat uh, sufletul în uh, apropierea Crăciunului. Vă dorim un. Uh, Crăciun fericit alături de cei dragi și ne revedem miercuri, tot aici, de la ora 18.30. Sunt Sergiu Podina, ați urmărit audiența în direct și nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!